Numărul polițiștilor locali care acționează în Drobeta, Turnul Severin pe partea de ordine și siguranță publică trebuie suplimentat. Ideea a fost preluată de la locuitorii Severinului și a fost transformată în proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local de către Andrei Stănișoară. Propunerea a fost făcută în contextul în care consilierii locali au aprobat noua organigramă a poliției locale. Am avut discuții cu mai mulți administratori și președinți de asociații, prin care aceștia erau oarecum nemulțumiți, vizibil nemulțumiți, datorită efectivelor, practic, ai poliției locale, care, deși sunt de bună credință, nu pot face față unui număr, eu spun eu, destul de mare de vandalizări ale spațiilor publice, ale locurilor de joacă. Eu cred că ar trebui să suplimentăm organigrama cu 4 posturi, un post în Tabaci, unul în Alunici și 2 în Crihal. Asta ar însemna un post, cred că 16 oameni. Ideea a fost rapid îmbrățișată de directorul Poliției Locale, Nicolae Micșoniu. Acesta a susținut și el propunerea consilierului Andrei Stănișoară, cu atât mai mult cu cât efectivele de polițiști locali care acționează pe partea de ordine și siguranță publică sunt foarte reduse. Iar efectivele pe ordine publică sunt extrem de reduse. Să avem un efectiv de 40 de oameni, de care 15 sunt la curs, de care reușim să asigurăm 3 patrule pe tot unice, ceea ce este extrem de puțin. Propunerea lui Andrei Stănișoară s-a bucurat și de sprijinul primarului Constantin Gherghe, însă problema este departe de a fi rezolvată. Conform legii, trebuie să existe un polițist local la 1000 de locuitori. Sunt și puțin și foarte... că asta e legea. Da, înțeleg că se are în vedere o grilă de salarizare care mai lasă și la latitudinea angajatorului să se stabilească niște salarii mai bune pentru cei care muncesc. Oricum, soluția este că sunt puțini, adică necazul este că sunt puțini. Tot pentru siguranța cetățenilor a mai venit o propunere și din partea consilierului local, Dumitru Mărculescu. Avem șosele destul de largi, frumoase, trotuare la fel largi, frumoase. Măcar pe alea pe unde se poate, să facem niște marcaje pentru bicicliști, să știe și bicicliști, să știe și conducătorul auto să ferească și așa mai departe. Să știe și zona asta e zona care mi-e rezervată mie. Sigur, împreună cu poliția rutieră, nu cred că e o chestiune care e foarte greu de realizat. Săptămâna asta să stăm de vorbă cu cei de la poliția rutieră, cu reprezentantul nostru, Micșoanele, de la tine, de la poliția locală, care se ocupă de probleme de circulație. Uite, ia să-i chemăm mâine. Noi suntem aici trimiși de cetățeni și trebuie să venim în sprijinul lor. În final, toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local au trecut cu majoritatea de voturi.